Au rămas mai puțin de 24 de ore până la manșatura barajului de promovare în Liga a 3-a, meciul dintre CSR Ucăr și Dunărea Calafat, campioanele județelor Argeș și Dolj. Jucătorii de la CSR Ucăr au efectuat joi după amiază un antrenament pe stadionul municipal din Câmpul Lung. În această dimineață au plecat spre Calafat, iar după amiază au efectuat și antrenamentul oficial dinaintea jocului. Într-un interviu pentru Mușcel TV, Costin Ghiță, directorul tehnic al echipei CSR Ucăr, spune răspicat: noi vrem să promovăm, anunțând totodată că întreg lotul echipei este valid pentru această întâlnire. Da, suntem pregătiți, echipa e montată din ce se vede, s-au pregătit bine toată săptămâna, acum este ultima treină la Câmpul Lung, în zona noastră, mâine urmează să plecăm la Calafat, să ne întoarcem victorioși. Ce așteptări aveți de la acest meci? Vă dați seama, noi vrem să promovăm. Noi nu mergem acolo nici la egal, noi mergem la victorie la fiecare meci. Mergem acolo, vrem să atacăm, vrem să venim victorioși. În ceea ce privește lotul de jucători, este valid integral? Lotul nostru este complet, nu avem nicio indisponibilitate. Nu avem nicio accidentare, s-au făcut verificările și la federație. Toți jucătorii îndeplinesc condițiile pentru baraj. Meciul Dunărea Calafat, CSR Ucăr, se va juca sâmbătă după amiază de la ora 18 în orașul care l-a dat fotbalului pe fostul mare internațional Gică Popescu.